Thank you.
inima noastră, cu viața noastră și cu sufletul nostru în dimineața aceasta. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu locuiești în mijlocul celor ce-ți aduc laude. Îți mulțumim că ești aici și Te rugăm, Doamne, să ne cercetezi pe fiecare, îndeaproape. Cunoaște-ne, Doamne, inima și curăță-ne și spală-ne sângele scump și drag al Domnului Iisus. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta în viața noastră, prin Duhul Tău cel Sfânt. Și Te rugăm în dimineața aceasta, umple-ne de Duh, Doamne, dezbracă-ne de noi înșine, de ego-ul nostru și ajută-ne, Doamne, ca în smerenie să putem să ascultăm cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești același ieri și azi și în veci. Și de aceea dorim, Doamne, ca să-ți faci simțită prezența în noi, Doamne. De multe ori suntem aici și Tu ești aici, dar noi nu simțim prezența Ta. Te rog, Doamne, în dimineața aceasta să ne faci să Te simțim pe deplin, Doamne. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să ne apropiem mai mult de Tine. Știm, Doamne, că atunci când noi facem un pas spre Tine, Tu faci doi spre noi. Te rugăm frumos să cercetezi, Doamne, orice suflet care a intrat în casă, Doamne. Lasă cercetarea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Pentru ca toți cei ce au așteptat până acum să nu mai aștepte. Doamne, Dumnezeu, le dorim așa de mult mântuirea tuturor, Doamne, și Tu nu vrei moartea păcătosului, ci întoarcerea lui la Tine și la viață. Ajută-i, Doamne, să se întoarcă spre Tine, să nu mai se băvească, Doamne, căci timpul este aproape, știm și vedem lucrul acesta împrejurul nostru. Te rugăm apoi pe cei ce sunt copiii Tăi, ajută-ne, Doamne, ca să fim așa cum Tu dorești. Nu ne lăsa, Doamne, ca să stăm într-o stare de căldicei sau regi, Doamne, căci vei veni, Doamne, și dacă ne găsi așa, nu va fi bine pentru noi. Te rugăm, Doamne, ca să ne pui, Doamne, flăcă.